La cur ai umblat? Da, nu. Da, da. Ai umblat. Da. Bun. Bun. Tu, cam și eu, eu v-am ascultat, dar și voi. Acum, da. Tu la cur ai umblat? Da, da. Da, bun. Da. Deci, bun. Da. Femeia ai avut, n-ai avut? Nu. Am avut două femei. Două femei. Care e activul, care e pasivul? Dintre mine? Da, da. Eu sunt pasiva și el este activul. Ei, ai șărătă-i. Cava-și Dumnezeu, monăpădii săracii. Au venit problemele astea în țară deja săraci pe mine. Mâncava-și Dumnezeu, ia să zic. Stați mai la distanță, măi. Da, tata, scump, tata, meu. Băi, voi sunteți bandiți, măi. Nu, tata, meu, sunt. Măi, voi, ce șapcă ai în cap? Pune-o în cap să te văd, să te recunosc. Da, tata, meu. Așa. Proveniența, de unde sunteți? Acte de documentație aveți? Bun, nu, atâta, nu mai mult aveți. Sunteți de la Casa de Copii? Da. Vă învățați acolo rugăciuni? Da, da. Care o știți cea mai bună? Tatăl nostru. Să aud un pic. Tatăl nostru care ești din cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Bun, înger, îngerașul meu, înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat de Dumnezeu? Totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Amin. Bun. Cățeluș cu părul creț? Cățeluș cu părul creț, frăța din cotet și se jură că nu fură și l-a prins cu rața în gură. Ăla cu ouă locuit. Da, ăla cu ouă locuit. Am greșit. Acum vreau să vă dau o veste bună. Ușor? Nu este de la mine, ci este din partea Domnului. Ce? Dumneavoastră aveți răni mari în inima dumneavoastră. Așa. Și ați cerut Domnului. Așa. Ați cerut Domnului, ați deschis Biblia și ați citit la, la Ioan, capitolul 3. Deci voi mă urmăriți pe YouTube? No. Yes, yeah. Tu da. Nu, tu nu, că tu n-ai YouTube. Dar dumneavoastră ați cerut Domnului să vă vorbească și v-a vorbit despre legământ. Și trebuie să-l faceți legământul. Cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Cum? Prin apa botezului mărturisindu-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să-L primiți în inima dumneavoastră. Așa. Dumneavoastră aveți foarte mari răni în inimă. Răni. Răni aveți. Voi. Din partea familiei. Din partea Domnului, auzi, dă-i să sune. Din partea familiei. Ascult. Una la mână, doi la mână, Domnul ne-a descoperit în dreptul dumneavoastră că aveți probleme cu ficatul. Trebuie să urmați un tratament. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Aveți niște prieteni apropiați, noi cu Domnul cunoaște, așa, care ar trebui să vă evangelizeze în numele Lui Iisus Hristos. Dar în primul rând, Domnul nu-i place acest suflet de om care are legământul cu Domnul. Aha. Nu este bine. Nu. Nu-l cunosc, nu v-am văzut niciodată nici pe dumneavoastră, nici pe dânsul. Ar trebui să vă evangelizeze. Aha. Și să vă dea de explicat. Dar Domnul v-a vorbit în cuvântul lui Dumnezeu la Ioan capitolul 3, Nicodem și Iisus. Așa. Acolo v-a vorbit. Dumneavoastră nu ați înțeles. Nu, când am deschis Biblia. În camera la dumneavoastră aveți o Biblie. Așa. La cea se numește, cum îi spune, Sabia cel cu două tăișuri. Aha. Dacă vreți, vă citesc din cuvântul Domnului și am să vă spun de ce, despre ce este vorba. Este vorba despre nașterea din nou, adică nu din carne și sânge. Ce este carne și sânge este carne, iar ce este duh este duh. Ce este apă este apă. Da. Vă recomand să faceți legământul cu Domnul Iisus. O să văd, o să văd. Deci, dar de unde știi că-s bolnav cu ficați? Ne-a descoperit Domnul. Mă uit pe dumneavoastră. Ce mari probleme aveți în familie, așa trebuie, Domnul. Da? Și da. În familie. Și în familie. Spre exemplu, ceva, salut. Strigați la Dumnezeu că mă învăie. Nu vreau să îmi iau responsabilitatea și ca Domnul să-mi ceară din palma mea sângele dumneavoastră.
Nu, Doamne, e fel și apără. Eu, uită-te aici, una sută lei. Fie lăudat de Lui. Nu veți ami, tata, eu scur. Și când o primiți. Dumnezeu să te binecuvinteze, tata, din asulteze. Așa. Puteți să-mi spuneți ce probleme am în familie? Că vă mai dau. Spun. E foarte dureros. Ce? Zâi. Bag mâna în jăr, zâi. Soacra dumneavoastră nu vă suportă. Liană! Ghicitor, Liană! Ho, 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 ho! Nu vorbim de ghicitor. Nu ghicitor, oameni, lasă-mă! Socra, o să socra! Nu, socra! Zii! Zii liniștit și cu treabă bună. Unde, de aici, unde plecați? Plecăm la Mănăstirea Frăsinei. Eu vă spun pentru că nu știu ce se întâmplă, dacă ne vom mai întâlni sau nu ne vom mai întâlni, tot depinde de dumneavoastră. Așa. Nu zic că aveți o familie frumoasă, aveți o soție foarte bună, calculată. Așa, zi liniștit din inimă. Una la mână, doi la mână. Oamenii români se uită pe vizor și ascultă. Lasă să nu ignorați, în numele Lui Iisus Hristos. Nu ignor că-ți vecinii mie, lista de aur. Bun. Una la mână, doi la mână. Nu zic că nu vă iubește soția dumneavoastră. Nu de soție e vorba, e de socra. Păi tocmai că mama dânsă nu vă iubește ca statul din tinerețe în căsătorie, așa? Atât! Extraordinar, domnul, ce știe. Dar cu ficatul, cum e? Început de ciroză aveți. Uscată sau apoasă? Între ele. Între ele. Între ele. Salută-mi publicul. Salut. Auzi, o întrebare. Ai fost căsătorit? Nu. Nu. Ești virgin? Da. Da, ești virgin. Da. La cur ai umblat? Da, nu. Da, da. Ai umblat. Da, bun. Da. Bun. Tu, cam și eu v-am ascultat, dar și voi. Acum, da. Tu la cur ai umblat? Da, da. Da, bun. Da. Deci, bun. Da. Femeia ai avut? N-ai avut? Nu. Am avut două femei. Două femei. Care e activul, care e pasivul? Dintre mine? Da, da. Eu sunt pasiva și el este activul. Ei, ai, și-mi sărută eu copiii. Și salutați. Ce vrei, bot? Lasă-mă. E un bot. Tatăl meu, să-ți transmite și salutări la veverițele alea două. La veverițele alea două. La veverițele alea două. Dar vă rog frumos să vă recomand să faceți legământul cu Domnul Iisus și să-L primiți ca Domn și Mântuitor în viața dumneavoastră, că dumneavoastră aș cer ca să vă vorbească Dumnezeu. Corect. Dar v-ar vorbi în cuvântul Dumnezeu. Aia se numește seabea cu cele două tăișuri. Așa. Aia adică omul cu două fețe. Nu, vorbim de sabia spirituală. Adică? Care taie. Taie? Da, taie. Până la os sau cu tot cu os? Până în duhul. Nu mai trece până din duhul. Lui. Până și trece de truc. Aha. Așa de bine taie. Dar lasă-mă tu că să vorbesc cu oamenii, că-ți trimis și lui Dumnezeu. Satana, intervine Satana. Ai mari, striga la Dumnezeu pentru inima mea tale. Striga la Dumnezeu, ai răni din partea celui rău prin... Rănuit. Prin... Dacă auziți, dacă credeți că-i târziu și nu puteți călători pe timp de noapte, puteți poposi la mine. Vă dau o cameră unde... Dacă îmi dați numărul dumneavoastră de telefon, dar dacă nu, n-am cum, că, pentru că seara aveți alte reacții. Da. Vă spun din stat. Păi eu mă uit pe chipul nostru, mă uit pe pozul nostru și spun ce vă poartă capul. Dar nu vreau să ajungem la mai multe. Aha. Nu vreau să ajungem la mai multe. Pentru că i-am răspundere față de dumneavoastră. Da. Deci seara am alte reacții. Vă respectăm. Vă pupă, tată. Atâta de mă respectăm. Ce fiu matată pe mama. El mă iubește, da? Oconașul. Da, e constrâns să iubire. Dar vezi că suferi foarte mult pentru Iliana și pentru Fium. Vezi că suferi foarte mult. Sufăr. Într-adevăr, sufăr. Sufăr, ce cu sufletul tău. Sufăr, ce ultimul v-am ține. Ultimul. Frațele meu, dacă o fi să mai vin, mai deschiz ușa. Când vreți să reveniți? Păi când ziceți dumneavoastră sau când o să venim de pe teren? Voința dumneavoastră. Câte zile durează să participați la consimțămintele bisericești, duhovnicești, unde călătoria voastră cât durează? O săptămână. Cam o săptămână, două, să zicem așa. O săptămână. Da, o săptămână, două.
o săptămână, două. Păi și câți preoți v-a dat la o parte, foarte mulți. Da, ovidii nu au făcut cruce aici. Da. Da. Este rasism și oamenii doi nu au voie să facă. Când te-a mâncat cu ultima dată? Ultima dată, azi noapte. E glumeu. Auziți, Danica deja s-a transpirat pătind de criză și de astea. Acum v-am primit. Da. Da? Acum v-am primit, uitați oamenii. De oamenii îți, dacă vreți să vă dicească de la Zalo, nu în partea voastră. Nu lucrăm, vreți să ne ghicească. Nu ghicească, că-s de la Dumnezeu trebuie. Da. Eu mi-am făcut datoria și m-am rugat. Doamne ajută, Doamne ajută, face, urcați la etajul 5 și vorbiți de acolo. Da, v-ați făcut datoria. Bun, vă las. Deci când o să mai vin la noastră, când o să mă urmăresc anumite clipuri și atunci trebuie să vă spun de starea sănătății. Poate mă prinde și singur acasă, fără muiere, vă și scorbăcesc, fama, întâi mie, tata. Iată că îți o spun în față. Spun. Eu te-am citit de foarte multă vreme. Da. Când am venit din Anglia, te-am citit, nu te-am cunoscut. Corect, citit. Te-ai putea îndrăgosti de mine. Te-ai putea îndrăgosti de mine. Da. Ce vrei, bot? Ce vorbesc e cu dașamene. Da, ceamene, vă pup, mereți, cu Dumnezeu să vă ajute. O să mai îmi deschis. Așa, sigur. Bun, ceau, vă salut. Cu voința Domnului. Bun, ceau. Bot, îs. Ce vrei, bot? Dar nu pot... Stai gură, acolo. S-a fost ciudă că o zis de mă ta. S-a fost ciudă că o zis de mă ta. O zis oamenii, că-s bolnav cu ficatul, ai văzut că nu poți să mânc. A fumat. O zis oamenii că... Ce tataneță mondial. Domnilor, de ce ați văzut? Socra. Socra Ibaiu. Neau, mă, vă pup, mă.